Atențiune, dragii noștri! Noi avem o surpriză frumoasă cu toată lumea prezentă! Avem deosebite surprize și surprizele continuă pentru magiatul nostru Ionel! Și vreau să vă spun că pentru noi a venit azi cel mai iubit copil și cel mai mare talentat! Dar ce vor ghești când ești la chiosul măgeatul? Eu sunt ce-am fost, eu sunt ce-am fost. Am venit din părțile, să vă felicite. Să doresc mult sănătate, mult noroc, răbdare, putere și mereu, mereu cu gândul la Dumnezeu. Aplauze! Domnul Ion, da? O mână caldă, că am înțeles, sunteți un om gospodar. Altfel da. Cum? Nu știu dacă mă urmăriți, eu... Da. Eu mă ocup cu surprizele. Și totuși n-am venit. Eu am auzit că e și gălăgie și veselie, dar totuși n-am venit o semnă. Cineva a pus la cale surpriza. Dar cine ne trebuie să ghiciți? Cine vă iubește, cine vă respectă? Dar lui e greu de să răspund, că trebuie să-l iubesc. Să vă respect. Ioan, cine cu noi? Mai iubit și mai respectat om ca ăsta n-ai găsești. Cine? Vârmână în Chișinău. Cine ești copii? Aplauze! Nu știu. Așa, am o felicitare aici frumoasă și după ce o să o citesc, noi îți vin din partea cui. Îți dai seama. Felicitări, cu prilejul zilei tale de naștere. Îți dorim să fii un om împlinit, realizat, iubit și motivat. Să ai parte de dragoste, noroc, putere și voință. Tu ai atâtea calități încât oricine ar vrea să fie ca tine. Bucură-te de ceea ce ai, îmbrățișează cu drag oportunitățile ce-ți vin în cale și prețuiește fiecare clipă din viața ta. La mulți ani! Domnul Ion, doar la acești 35 de ani să rămâneți, nu îmbătrâniți, viața e trecătoare și trebuie trăită din plin. De asta am venit cu un buchetel de melodii și dacă o să le ascultați, dacă o să le dansați, dacă o să le chiuiți și o să le șuierați, o să vă spun de partea cui. Dar dacă nu, ne la valiza și m-am dus. Nu! Dansați, da? Da! Hai să dăm voială!